Crimă îngrozitoare la Orhei. Un minor de 14 ani a fost reținut pentru 24 de ore, suspectat că ar fi omorât un băiat de 12 ani, iar cadavrul l-a ascuns într-o clădire nefinisată. Corpul neînsuflețit al victimei a fost depistat în data de 19 ianuarie de către oamenii legii. Asta după ce mătușa minorului l-a denunțat la poliție. Într-un comunicat de presă, Inspectoratul General al Poliției anunță că minorul de 14 ani și-ar fi recunoscut vina, iar potrivit legii, acesta riscă 20 de ani de pușcărie sau detenție pe viață. În presă au apărut mai multe detalii ale crimei care nu au fost confirmate sau infirmate deocamdată de oamenii legii. Urmează detalii cu impact emoțional. Cei doi băieți erau prieteni, iar victima i-ar fi împrumutat o consolă de jocuri. După o perioadă, minorul de 12 ani și-ar fi cerut jucăria înapoi, iar suspectul refuza să-i o înapoieze. În seara de 18 ianuarie, minorul de 14 ani l-ar fi ademenit pe prietenul său, spunându-i că îi va returna consola. Când s-au întâlnit în locul stabilit, băiatul de 14 ani l-ar fi înjunghiat de mai multe ori cu un cuțit pe amicul său. Ulterior, acesta i-ar fi povestit totul unei rude care l-a și denunțat la poliție. Presa mai scrie că minorul suspectat de crimă ar proveni dintr-o familie a căror membri consumă des băuturi alcoolice. Cercetările pe caz continuă.